Rămânem în balanț și vă spunem că a fost un gest frumos făcut de medicii de la Spitalul Municipal din Timișoara. Pentru a le face viața mai ușoară pacienților, aceștia și-au atașat pe combinezoane poze în care zâmbesc. În plină criză cauzată de pandemia de coronavirus, medicii încearcă să își îmbărbăteze pacienții. Astfel, și-au pus pe combinezoane poze cu ei zâmbind. Când plecăm de aici, ne bucurăm că a mai trecut o zi și că totul este în regulă. Este complicat, chiar și pentru un bărbat și pentru o femeie, pentru tot personalul care lucrează pe COVID, este foarte complicat. Sunt unii pacienți care le vezi disperarea în ochi. Noi fiind echipați cu costumele astea, probabil că sunt și un pic speriați, de-aia umblăm cu aceste poze pe noi, să schimbăm un pic situația când intrăm la ei. Iar schimbarea este una vizibilă pe chipul pacienților, de când medicii au decis să facă acest gest. Am fost prima care am intrat la cei bolnavi care au sosit la noi pe secție. Pentru mine a fost ceva nou, n-am întâlnit, nu mi-este frică. Noi încercăm să-i motivăm, să le ridicăm moralul. Și medicii au propriile familii care îi așteaptă acasă, dar aceștia rămân pe baricade, în prima linie a luptei cu COVID-19. Nu avem timp să ne gândim la asta, treaba trebuie făcută și o facem. Dacă stăm să ne plângem de milă, stăm și pierdem vremea și nu facem ce trebuie. Curajul este responsabilitatea de a face ce trebuie atunci când trebuie. Din păcate, virusul SARS-CoV-2 face în continuare ravagii